Se pregătește să execute Nistor, centrarea lui Nistor, Butean și este 1-1. Mitrea. Înscrie Mitrea, nu înscrie Popa, înscrie Mitrea, fundașul golgeter, 1-1. Exact ce își dorea Universitatea Cluj, un gol înainte de pauză, ca să poată să se concentreze după pauză, în repriza a doua, să nu mai aibă această presiune suplimentară. Minutul 45, doar 10 minute a condus Hermannstadt. Hai să vedem ce s-a întâmplat acolo, pentru că nu e normal să înscrie așa. A fost cu siguranță o greșeală în compartimentul defensiv al trupei gazdă, poate și din cauza lipsei adversarului, lipsei lui Bejan. Foarte bună centrarea lui Nistor, asta este o primă condiție, o centrare care trece de primul om. Se verifică ceva? Nu cred. În principiu nu are ce să se verifice, doar să revină în teren Bejan și să se poată relua partida. 1-1 și practic timpul regulamentar al primei reprize s-a încheiat. Suntem deja în prelungirile acestei prime părți a meciului. Așteptăm să vedem câte minute vor fi arătate de la margine. Arbitrul de rezervă este